Și acesta este parizerul nostru. Parizer în pungă. Parizer în apa fierbinte. Parizerul nostru s-a odihnit și cum să vedem ce a ieșit. Parizer de casă. Super. De casă, un deliciu. Parizer. Astăzi preparăm parizerul de casă cu carne de porceluș înghețată, tocată și înghețată. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Aici am 400 de grame de carne tocată. Apoi vom condimenta cu sare, cu usturoi, cu salvie, cu rozmarin, cu boia de ardei dulce sau picantă, nucușoară și piper. Și vom mai avea nevoie de punguță și de șnuruleț să legăm și să începem. Deci vom tăia carnea tocată, așa vedeți că este înghețată. Vom tăia, așa este înghețată, s-a dezghețat puțin, așa. Și o punem să o tocăm împreună cu condimentele. Și vom avea nevoie și de puțină apă. Așa. Și acum, într-un blender, vom pune carnea noastră și o să măcinăm bine. Eu am să o pun în două ture, că este micut. Punem și usturoi și salvie. Și rozmarin și apoi punem restul ingredientelor. Și vom adăuga 250 apă. De apă și o vom adăuga puțin câte puțin. Așa, o să punem așa puțină. Verificăm, iată, consistența, trebuie să fie ca o cremă, ca o cremă și mai amestecăm puțin. Așa. Și am să mai adaug puțină apă, apoi cântărim restul care ne-a rămas. Așa. Și amestecăm în continuare. Și ținem două de aici. Este ca o cremă. Vedeți? Așa. Punem restul de carne. Cărniță. Cubulețe înghețate și o să punem și o foiță de dafin. O rupem așa bucățele și punem usturoi
salvie și rozmarin. Mixăm. Adăugăm apă. Adăugăm apă, ia uitați, așa, până obținem o cremă și mai punem apă, așa, vedeți, câtă mi-a rămas și acum mixăm. Controlăm, vedeți? Mai punem puțină apă. Și apoi, din 250, o să scădem restul de apă și vedem cât ne-a intrat. Așa, verificăm. Și cred că este gata totul. Toate. Ia uitați consistența, vedeți? Așa. Amestecăm și acum vom adăuga restul ingredientelor. Punem sare, așa, paprika. Și gustăm și după aceea mai adăugăm dacă mai este necesar. Adăugăm paprika. Eu pun paprika iute. Așa. Apoi vom adăuga nucușoară. Așa, puțină nucușoară. Și piper. Vedeți? Așa, și adăugăm toate ingredientele. Amestecăm. Uitați. Amestecăm așa bine totul. Compoziția noastră este gata. Vedeți cum arată? Așa arată. Și acum o să avem nevoie de o punguță. Vedeți? Și o vom umple de această compoziție. Așa. Am pus toată compoziția aici. Și strângem.
și ne dăm forma la salamiorul nostru. Așa. Și strângem așa bine. Și legăm cu hârtie, cu așa. Și legăm strâns. Și strângem parizerul nostru așa și legăm așa bine. Și acesta este parizerul nostru. Parizer în pungă. Scoatem și punem parizerul în apa fierbinte. Și parizerul nostru este gata. Am pregătit o apă, un vas cu apă. Cobor de gheață, le punem aici în vas, că trebuie să răcim foarte bine parizerul nostru după ce este copt. Să facem un șoc termic. Așa. Și am pus toate cuburile și acum să punem mort scoatem parizerul nostru în apă rece. Așa. Și după aceea îl lăsăm să se odihnească și să se răcească. Parizerul nostru s-a odihnit și cum să vedem ce a ieșit. Parizer. Și să tăiem, să vedem cum este parizer. Parizer de casă. Super. Face minunăție. Parizer la pungă de casă, un deliciu. Parizer. O bunătate.